Dar Ricorsi aici, ca să mai facă ieri, nu? Da, ar fi foarte bine. Da, ar fi foarte bine. Perfect! Începe să și asta zborul. El este Sorin Pârcălab. Eu sunt Sorin Pârcălab. Acolo e Mirica care a dat record. Să aveți o zi absolut extraordinar de bună. Jingle. Toma a făcut animația asta, da. Foarte tare. Da. Mulțumim, Toma, pentru cafea, animație, logo-ul care e și pe perete acolo, desenat de Cătălin Coșiarcă. Mulțumim și lui Cătălin. Noi vreau să facem jumătate oră de credit în emisiunea asta, da, care da, cu ce-o venit aici. Mulțumim, Mirica, că ai venit. Mulțumim că te-ai trezit. Mulțumim părinților noștri care au decis că... Da, da, mulțumim. E un moment să ne lase să trăim, să nu fac da, avorții din asta. Mulțumesc, mulțumesc, Spike, nu știu cum să uită Spike la emisiunea asta, dar îi mulțumesc că a venit și mi-a pus și mie luminile astea și a făcut cadrul ăsta deci frumos. Deci noi practic n-am făcut nimic, noi doar am venit și am Alex o cumpărat chestii și în rest nu s-a întâmplat. Pentru că eu sunt prost și cumpăr chestii și callback la emisiunea de ieri, am înțeles. Da, perfect. Astăzi facem, astăzi fac probe. Asta e foarte important, astăzi fac probe de a transmite simultan pe Facebook și pe YouTube. Deci și mai am nevoie pe Twitter și Gmail o să avem. Și pe Chatterbait o să intrăm la un moment pentru dat. Pentru că vrem să fim proști pe mai multe canale. Vrem să fim proști pe toate canalele posibile. Să fim proști pe toate canalele. Dar pe Chatterbait ar fi. Ideea ar fi este foarte că mișto. Suntem și pe... Trebuie să-ți dai o labă. Hei! Bună dimineața, zi bună! Bă, pune un leu în ăsta. Hei! Vrei să îți dai o palmă? Bă, nu se poate cu Sorin. Bă, Bucălai e mult mai ok la asta. Noroc că ești mai inteligent. Mai inteligent, vrei să dai o palmă? E incredibil. Așa, revenind. Suntem și pe YouTube, sper, Doamne ajută, live. Cu delay de 2-3 secunde, dar nu știu la ce. Cu delay între... Wow. Ar fi foarte nașa. Păi lași asta. Deci dacă laptopul merge meu... Facebook, e ok. Păi nu, dacă nu merge, nu merge nici acolo, nici acolo. Da, dacă e delay. Că schimbă Mirica și ne spune. Da. E delay pe Facebook sau pe YouTube e delay? Deci astăzi am nevoie și de ce se întâmplă dacă reușește laptopul meu a început deja să-și ia zborul, face o gălăgie sau a prins toate ventilatoarele, trebuie să-mi schimb laptopul, se pare. Deci s-ar putea din cauza că se încinge laptopul să fie un delay. Dar, na, sunt probe. Dacă putem și pe Facebook și pe YouTube, bine. Dacă nu, nu. Hei, dacă ai un laptop bun acasă, scrie-ne la adresa redacției și îl vom lua noi. Și o să primești jumătate de oră de credit. O să fii în linie cu Spike, cu Toma, cu toți ăștia. Da. Mersi frumos. Da, da. Îți dai seama să fii într-o înșiruire de nume cu Spike? Nu e chiar așa. Da. De colea. Să-l sunăm pe Spike, să-mi dea un calculator. Ca să zicem Spike de două ori. Spike da, la lumini, Spike la... Da. Dar și el tot mi-a cumpărat Toxul acest ziar ca să par inteligent în timp ce sunt de voi. O să mai arăt face din când în el. Oamenii nu știu cine și... este Toxul. Alex Mocanu este Toxul, nu știu dacă știe lumea asta. Nu știe lumea. Nu știe. Mocanu. Mocanu a cumpărat ziarul. Toxul este Alex Mocanu? Da. Cine este dar stai! Wow, nu vine să cred! Clic aici și află cine este Toxul! Mă uitam în libertatea că este acest doctor, Professor James Reynolds, de la Universitatea din Chicago, a descoperit modul non-chirurgical pentru reconstrucția articulațiilor distruse. Problema este că oamenii au net și dacă îl cauți pe acest doctor, nu-l găsești niciunde. Este, apare într-adevăr un James Reynolds, James D. Reynolds, dar e cu Y și nu are fața aia. Așa că, hei, baftă cu genunchii. Ortopezii au fost uimiți, zice aici. În poza din stânga, poza. Deci avem aici înainte și după ce te lovești la picior. Nu e după reconstrucție, înainte și după. Se vede? Se vede, mă. Astea sunt bune ziarele astea, că nu-ți luceasă. Uite, dacă îl pui pe ăsta, că încă mai avem pe Pavlu aici. Ah, nu se... Ah, nu. Strălucește. Încă mai avem aici pe Pavlu, să vedem. Pe cea mai scumpă revistă, de-aia o ținem aici.
Nu, mă, nu, dar efectiv eu vreau să-l văd în fiecare zi pe Șerban Pavlu. Mă motivează. Uite, știu ce bărbat. Te motivează să ce? Mă motivează să fiu un bărbat adevărat, bă, Mirică. Merge acasă, își bate nevasta. Da, îmi las păr la sub braț, mă țin de o bară. Brațe mari și păr acum, mai mare. Acum nu pot să mă țin de o bară, că am un număr. Mulțumesc oamenilor da. De la fizioterapie. Știi că în principiu vreau să facă fără maieu, dar când ori văzut cei, cum, cei sub maieu, ori zis nu, nu, nu. Lăsăm cu maieu. Ai tricou? Nu. A, fac. Lăsăm cu maieu. Ieri nu vreau să o arăt live, deși cred că aș putea. Ieri am vrut să-mi fac... mi-am făcut o poză, cum făceam eu de asta la umăr, electrostimulare. De ce la umăr acolo, din? O gaură, nu știu de ce. What? Dar nu, așa e, dar e normal, adică și nu pe cealaltă e. Parte la fel? Nu, dar stăteam într-o poziție ciudată, nu e așa, în general. Stăteam un pic mai într-o parte. Și mi-am dat asta. Seama că părul ăsta de pe piept nu e... Că nu arăt oribil sub bluza asta, dar părul de pe piept... Nu știu, bă. Te face un pif, un pic așa caveman, hă? Da, parcă nu e... Da, da, cu pumnul în masă ca caveman-ul. E așa des încât să pare caveman sau e... Mă, am văzut în poză, pare pieptănabil. Zic tu că tu ești mai... Bigudiuri, okay. Bigudiuri pieptă... poate nu, dar pieptănabil este, adică... Da, nu se vede. Poți face așa cu un fel de care pe mijloc și gel. Am că nu e... Acum mă simt mult mai rău, deci mie mi se părea că e rău, dar acum simt că e oribil. A, și astăzi este ziua prietenului meu foarte bun, Lucian Gâscă. Da, știu, chiar îl cheamă Gâscă. La mulți ani, frate, mulțumesc că existi. Ei, este un om extraordinar. Sper să ne vedem. A, și vorbim mai încolo, că e în Anglia, cu toți românii. Care s-au uitat acum sau la muncă? Doar la muncă, îți dai seama. Am și eu o prietenă care își serbează ziua astăzi. Ana Maria Militaru, la mulți ani. Știu că nu se uită, dar da, am zis și eu. Da, mi-a scris ieri... Ana Maria Militaru? Nu, mi-a scris ieri Găscă că, bă, mâine vrei să vorbim la telefon? Gen, astăzi de ziua planificăm. Lui, astăzi de ziua lui are net din belșug, știi? Azi e ziua lui? Da, zi și lui. Îi dau ăștia pentru că e ziua lui, dau nu acolo? Nu știu, dar mi s-a părut mie amuzant de chestia asta, că azi e ziua lui și, bă, vrei să vorbim la telefon? Ai vorbit destul de des pe Facebook, dar, bă, ne auzim, bă, ne auzim. Mi-a și venit recent. Salut, și te uite și la emisiune și îmi spune fiecare zi. E unul dintre oamenii cu care ai fost la Rânca? Nu? Am fost doar cu Andreea la Rânca, unde am schiat. Pe Rânca, pe acolo. Unde ai fost? La Rânca. Okay. Rânca la munte, la noi. Nu cred. Unde erau foarte mulți englezi. Erau englezi acolo? Erau sau... toate mașinile cu volan pe partea dreaptă. Romglezi. Așa. Am ajuns la horoscop deja? Nu. Trăspăiezi iarul? Am devenit un fel de Mircea Badea, știi, un fel de... Asta, citim ziarul. Da, numai că noi nu suntem roșii la gură. Numai că eu astăzi mai aveam ceva. În afară de a vă ruga să... Hei, bună dimineața, oamenii care se uită. Delay 2-3 secunde pe YouTube. Pe cine YouTube sunt băieții? Facebook, zice Mihai delay. Bobonete. Da, Mihai Bobonete, cine sunt băieții? Respectele noastre pentru... Ale mele, nu știu dacă tu ești ok cu... Dacă băbun. Nu mă știe, nici nu vreau să-l salut. Eu sunt Alex Mocanu, zis tot. Așa ceva nu se face. Așa, salut Ionuț Grecu, multă pace. A, trebuie să scriu ceva lui Ionuț Grecu. Ce faceți, zon? Toată treaba. Alex Bucălaie. Salut și ție! Alex Bucălaie este fratesul lui Bucălaie, care e fanul numărul 1 al emisiunii. Cine e fanul numărul 1? Alex Bucălaie. Mi se pare că Bobo e fanul numărul 2, dacă e numărul 1, că e deja de două ori în da, trei zile. Da, de două ori, da, da, da. Și... Mi se pare că ar trebui să-i dăm ceva. Primești... Habar n-am, nu știu, ceva. Un din ăsta, un cookie din ăsta pus în mai 2016 în paharul ăsta. Poți, da, poți să-l torni în rășină și să-l lași generațiilor viitoare. Asta e singura chestie pe care poți să o faci. Bă, dar arată super apetisante chestiile astea. Mirica chiar vrea să mănânce ieri din el. Da. Dar nu cred că poți să-ți facă chiar atât de mult rău. Că nici nu cred că ciocolata aia nu să... Și ciocolata aia e ciocolată, adică cât... Eu ciocolata zic, aia e ciocolată. Aia nu expiră. Mai poate... bagă euri în ele, țin astea de n-ai văzut. Țin la grămadă, da. Salut la toată lumea. Voiam să vă întreb ceva oamenii care se uită, care sunt din ce în ce mai puțin pe zi ce trece, ce tare. Foarte mișto, mergem din bine în bine. Să fie bine. Vreau să vă întreb. Hei, Tom Alexandru, vezi mă? Că n-am făcut degeaba ta reclamă, Tom Alexandru, a intrat. Da, hei, urmăriți Tom prima Alexandru, care este cel mai tare om, care a făcut lucruri pe aici și
și generic și cafea. Toma, să știi că am zis despre asta. Toma, să știi că ți-am făcut reclamă și că și nu mai e cafea. Să mai poate și niște cafea. Că nu mai sunt pastile din alea. Zice, bă, bunete, donați fursecurile din partea mea unui ONG. Hai că... Mai omorăm niște copii. E bună de glumă aici, dar... Mai nu vreți să le donăm lui Arcinel? Vezi, mă, dacă trebuie să dețin fiecare zi la emisiune ca să prinzi chestiile astea, da. E un fel de serial. Da, da, da. Bun dimine. Să ține minte. Bun dimine, mă, Tom Alexandru. Bă, ce d-astea au. Bun dimine, el care vrea să spună la special de spridul escalier. Da. Așa. Vreau să mai întreb ceva oamenii care se uită. Ah. Unde lucrați dacă sunteți corporatiști? Eu sunt super curios dacă sunt corporatiști care se uită și dacă urâți ce faceți. Păi mi se pare că nu e așa de... Eu asta aș vrea să știu asta și aș vrea să știu dacă este foarte aglomerat în oraș. Și asta aș vrea să știu. Să facem de asta, infotrafic. Este foarte aglomerat în oraș, tot timpul spun eu. Nu, dar trebuie să fie foarte aglomerat. Aglomeratul ăla de, mai bine nu plecam de acasă. Deloc, da, niciodată. Știi ăla? Da. Când intri în trafic și zici, aoleo. Da. Te oprești într-un blocaj și zici, m-aș duce acasă. Cumva ai vrea să dai cu spate, dar deja mulți adică în spatele tău care ești aia, fuck. Exact, știi că dacă te întorci pe banda aia la altă, pe sensul ăla, e la fel de rău sau mai rău. Asta să pișe până, dă-i lui Bobonete să iasă. Lasă-l, mă, lasă că ce poate... început cu eu lucrez la ProTV și din visul alea, meu, visul meu este să ajung într-o bună zi la ProTV. Și ce? La un matinal orice, sau ce? Nu, orice se scrie cu ProTV e un pas încolo. Știi, bă, lucrez la ProTV. Cine știe, l-am văzut eu pe toxul ăla la matinal, la zi e bună. E prozitivist. Okay, e drăguț. Da, e prostitiv. Prozitivist. Da, mă, lucrați în astea, mă. E aglomerat și poliție pe Iulie Maniu. Să nu mă întrebați și de horoscop că trebuie să dau pe A1. Nașpa, îmi pare rău. O să citim noi horoscopul. Citim horoscopul puțin mai târziu. Da, mă, da. Sunteți corporatiști și urâți chestia asta. Știi câți corporatiști sunt în București, în Vipera? Nu. Achici. Nu știu. Vreți să iei un slime în față? Nu. Eu vreau să dau cuiva chestia asta în față la un moment dat. După călare, presupun. Dar vreau să fac un test. Are o fantezie erotică neîmplinită. Da, cumva da. Are o... Eu mi-am dat mie cu ea în față. Nu e plăcut. Da? Nu e foarte plăcut. Eu cred că tu tot dai cu ea în față. Că ești acasă și ești... Submissive boy. Caut stăpână. Alex, acolo, da, dăm cu slime-ul în față. No, asta e nouă. Până acum mai călcam cu tocurile. Bun, pe... Nicăieri. Călcam cu tocurile. Da, călcam cu tocurile. Pă, podea când... Pă, chestii moi. Mochetă. Bă, am întrebat ieri dacă ar trebui să mă duc să fac un RMN la umăr. Și mi-a zis, poți să faci și o ecografie a părților moi. Ceea ce mi s-a părut că nu sună. Eu numai asta am văzut. Nu sună deloc bine. Dar și foarte serios, poți să faci RMN sau mai există posibilitatea ca să nu dai ația bani pe RMN să faci ecografie a părților moi. Da, doctor, iertați-mă. Am acest slime. Se poate face ecografie la slime. De ce mai mare poarte pe care o am eu? Ionuț Radu Ferraru zice, eu nu urăsc nimic. Mamă, dar știu că tu ești super pozitiv, Ionuț, care ești în trafic așa și ești... Eu iubesc pe toți ăștia 6 miliarde de oameni care sunt în jurul meu, efectiv, acum, pe Iulie Maniu. Asta înseamnă că nu-i pasă. Da, probabil nu-i pasă. Se pare că ai avut o idee bună cu căștile acolo. De ce? Și-a pus cum se cheamă, o perniță din aia de la cască, una de o culoare și una de altă culoare, ca să nu le încurce când le bagă în ureche. Dar nu cred că a vrut să facă chestia nu asta, că este ideea, dar da, așa l-am găsit, de fapt, așa l-am luat de la cineva. Super șmecher. M-am confiscat. Mi se pare o idee bună. Wow. Da. Asta ce tare e să faci din greșeală ceva care e chiar o idee super bună. Da, da. Să faci din greșeală ceva care e idee bună. Cum ar fi să dai gol dacă ești în echipa națională. Faci din greșeală, dar e o idee bună să dai gol. N-ai vrut-o, dar... E bine că nu greșesc prea des. Nu știu ce să citesc. Anunțuri. Matrimoniale. Ce fac, mă, să dau multe matrimoniale. Se caută agenți de pază. Între 1200 și 1400 de lei. În Craiova e foarte aglomerat. Am uitat un pic și pe YouTube să văd dacă e cineva. În Craiova e foarte aglomerat. 30 de oameni pe Neața Mocane și Sorin.
Donez borcan zacuscă în 2017. Borcan da, nou ținut în garaj, vândut doar pe autostradă, ținut în garaj de o bătrână. Mai mult a avut grijă de el, nu l-a condus. Da. Mai mult l-a spălat, da, da, da. Mi-mi place că bătrânele alea în matriculabil. Bătrânele alea din Germania nu merg niciodată cu mașinile alea, dar le mai scot din când în când să la spele. Deci ăia 100.000 de kilometri sunt făcuți din afară din garaj să o spele și o bagătesc. Bă, suntem și aici. Uite, vezi, pe YouTube vorbeam ieri de pseudonime, de că te ascunzi, că pe Facebook nu prea poți să te ascunzi. Și uite, pe YouTube poți să spui, îți faci user și îți spui ce vrei tu. Deci nu trebuie să ai numele tău, știi cum e pe Facebook. Da. Pe YouTube poți să te ascunzi în spatele. Adică pe YouTube e mai ușor să zici, bă, pe voi, pe tot ce aveți. Da, de-aia trebuie să dai disable la toate comenturile. Că dacă omul vrea să facă ceva, bă, trebuie să-și ia timp din viață. Te bagi, iei clipul, du-l acolo, scrie ceva. Nu. Doar că e live acum. La live trebuie să pui comentarii. Poți să oprești comentariile, da. Dar la live asta e nimeni chestia, bine să ne înjuri în gând cu oamenii. Dai, bă, proști, închis. Plus, la 60 de oameni să te înjure vreo 10 e destul de nașpa raportul. Ce, deja ne înjură 10? Nu, okay. Așa presupun, eu cel puțin da. Ar trebui să fie interesantă emisiunea asta, dar nu știm cum să o facem așa. Da, că... nu costă foarte interesant decât o să ne prindem efectiv ce facem în emisiunea asta. Da, sper, da, la un moment dat. Da. Dar o să ne prindem, acum sunt mai mult probleme. Mie mi se pare foarte amuzant faptul că au început discuții între oameni, pentru că... nu se întâmplă nimic aici, așa după început. Uite, Bobo a salutat pe toată lumea pe care o cunoaște ca aici. Deci efectiv este Claudiu Mihail Teohari Joint. Salut Teuțu, bună Teuțu. Nelu Cortea Ioan Mihai, salut Nelu. Salut Cortea, știi? Efectiv e... Știi că noi avem o asistentă, o frumoasă asistentă și e Bobo care... Hostesă, da. Ne ajută. Pe toți. Hei, bună ziua, mulțumim, bună. Mulțumim frumos. Bună. Bă, dar de ce se vede început să se vede așa? Să se vadă așa, că mie nu-mi place. Dacă avem lag, așa pare că s-a încălzit foarte tare. Da, 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 asta la mine suntem la 67 de grade. Da. Văd că Sorin se uită pe anunțurile din matrimoniale. Poate sunați și vedeți ce caută aia. Agent de pază, între 1200-1400. Ia citește-mă ceva, hai să nu mai zăbovim. Citește un anunț. Hai să sunăm. Matrimoniale. Domn 59 de ani, fără obligații, doresc prietenie, în paranteză căsătorie, pentru că asta înseamnă, căsătoria este o prietenie. Cu o doamnă fără obligații. Ia să nu aibă, deci și să fie peste 50 de ani. Când vorbește despre obligații, se referă la copii? Cred că rate mai mult. Că la 50 de ani copiii cam duși de acasă, poți să-i alungi dacă vin înapoi. Da, să nu aibă bătrână de care să aibă grijă, să trebuiască să stea după aia. Adică, fără obligații. Vezi să ești nu că trebuie să fac ceva. Deci, nu. Ocultism. Clar văzător. Ghicesc în cărți. Ajut în dragoste. Probleme diverse. Aia a fost. Gen are probleme diverse. Am probleme de toate felurile de jur, nu? I got all kinds of problems. Cumpărări diverse, nu știu ce să zic. Rebus, vremea, fără țâțe, asta mă tristează. Libertatea nu mai are țâțe. N-are țâțe. Dar mai are fata de la pagina 5, eu sunt super curios, că n-am mai citit. Bă, cunoașteți pe cineva de la pagina 18. Care a apărut la pagina de la fata... pagina de la fata 5. Nu, nu. Am cunoscut câteva care puteau să apară, dar nu. Ce e asta? Bă, nu, de ce? Știi tu pe cineva? Hei, la pagina 5 acum avem pedofil. Serios? Chiar este la pagina 5 imaginea da. Cu pedofil? Bă, jur, este... Stai așa că vreau să văd dacă se vede. E bărbatul este de la pagina 5 și este pedofilul de la pagina 5 acum. Nu vreau să mă uit la ce scrie la fantezie. Vai de capul meu, fantezie. Îi place să umble pe plaje pustii, ținându-se de mână cu mai mulți copii. Și să tragă niște tractor... Să tragă ceva după el. Bă, ce m-ar fi când ești bulbuie și îți rezolvi o bulbuială așa, zicând total altceva. Să tragă
să meargă. Să meargă liniștit, să se ducă la Mega Image. Cred că te ajută asta din faptul că Sfanie vine din asta. Da. Că eu de fapt vreau să zic ceva normal. Da, da, și da. Mi s-a blocat placa de sunet și am zis ok, fuck it, trebuie să o scot cumva. Și așa ai devenit amuzant. Asta e povestea cu care da, 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 adică amuzant. Dacă eu zic niște chestii și pare că nu știu vorbi, este pentru că evit cuvinte. Ah, da, da, da. Și atunci da, da. Cumva mă descurc cu ce rămân în oale. Acum serios. Tu eviți cuvinte? Da, adică fac slalom. Ai cuvinte mie sau... Mie se frazează în cap într-un fel și la un moment dat când văd că vine cuvântul ăla, fac o dreapta și mă duc între alt cuvânt. Așa, I lean on the side să nu iau jalonul. Nu, și după aia iau alt cuvânt și trebuie să... Sunt chiar... O vârt în... Da, trebuie să o... Da, stai că... Sunt chiar impresionat de ideea asta de... Nu știi este... că un cuvânt o să fie... Dar nu este că îți dai seama care o să fie. Da, dar nu, îți dai seama că eu nu pot să înțeleg, nu pot să concep chestia nici asta. Nici nu pot să înțeleg cum dai tu banii pe căcaturi, da. Una peste alta. Și placa aia de captură nu face nimic special. E una de 7 milioane care face exact același lucru. Da, 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 doar că e 7. Da. Da. Nu e mult. Da, da, știu. Și ce mi s-a întâmplat? Am pus un clip pe Facebook. Când am intrat aici, am pus niște radio la boxa așa? Noastră. Și era This is how we do it. Și am început să dansez pe aici și am dat drumul la cameră și am filmat și am pus pe YouTube gen așa te trezești dimineața, că am venit cu super chef astăzi așa. Și am dansat, știi? Și Facebook-ul mi-a tăiat tot sunetul pentru că a recunoscut melodia, deci Facebook-ul nu făcea asta. De asta zic, Facebook-ul nu făcea asta, se pare că acum o face. Ideea e că acum este pe pagina mea un clip fără sunet în care eu dansez și fac de gând. Și am vrut să șterg, dar am lăsat că mi-am dat seama că e atât de penibil încât e deja interesant. Bă, da, dar mi se pare ciudat că da, și dacă ai live și ți intră o piesă pe ăsta, îți taie? Nu știu că pe YouTube mi-a dat claim, aveam un live privat, am făcut eu o probă la un moment dat. Așa? Și era televizorul a pornit și a început, era The Daca pe Comedy Central. Că eu mă uit la Comedy Central și au de seară, îmi place mult. Și a început de dacă a început genericul da. Și mi-a recunoscut melodia din generic și mi-a dat claim automat pe live-ul privat. Așa. A dat claim automat că mi-a auzit o melodie în timpul live-ului. Deci pe YouTube știu clar că se întâmplă chestia asta. Pe Facebook nu știam, eu tot aștept Facebook-ul acela să vedem ce se întâmplă cu el, să vină în România. Că acolo Facebook Watch de... pare ceas. Da, e ceasul Facebook Watch. Acolo vreau să ne desfășurăm. Și după aia când o să-și facă ceasul o să fie, oh fuck. Facebook clock. Bă, deci a fost, fii atent, eu nu m-am mai uitat. A fost o discuție între Bobo și Toma. Și cineva, Cristian a scris asta Müller, dar era și el. Cristian a scris, nu știu ce e mai interesant pe live, Bobo cu Toma sau Mocanu și Sorin. Eu cred sunt că, absolut convins clar, că... uite, votez Bobo cu Toma. Efectiv, da. Dacă aș avea... Eu nu știu că-s mai coerent. Da, hai să citim. A durat ceva. Nu putem să citim. Mamă. Hai să citim niște horoscop. Băi, când am intrat eu, erau doar 41, acum sunt 75 deja, pentru că îi salut și le dau inimioare. Bă, da, noi în prima zi am avut 100 și ceva de oameni, deci nu se poate. Adevărul e că în prima zi a dat micuțul share. A, da, de-aia s-a dus așa. Da. Da, am înțeles. Când dă micuțul share, s-a terminat cu șmecheria. Bobo, nu da share, el doar primește în garsoniere, eu, hei! Mie mi se pare drăguț. Sunt din 75 aici. Mie mi se pare drăguț. Pune suflet. Adică asta e, pune suflet. Mulțumesc, s-a implicat. Toma, ce mai faci? Mulțumesc eu, Bobo. Eu o să citesc eu niște exact horoscop. Lat. Să încerc să... Așa. Sunt curioasă, ce cărți aveți în decor, băieți? Avem secretul. În sfârșit. Da. Avem secretul. Avem cărți de decor. Zlate după culori. De ce că secretul? N-au nicio treabă cu. Eu aș fi adus secretul, că eu l-am acasă. Și mie mi-a plăcut secretul. Dan Sociu. Nevoi speciale. Oh my God. Bă, ești nebun, serios? Avem stigmata. Da, în mare parte sunt cărți care par neinteresante. Da, adică ce nu s-a citit pe acasă, prin casele oamenilor exact. Și... s-au adus aici. Gândacul. Ravi... Hei, Ravi Hage. Alea gândește el. În fine. Bă, horoscopul este lame. Sunt cărți fără poze. Tim Winton. Respirație. Nu mai luăm libertatea, ca să știți. De acum o să luăm doar... Da, mă, dar știi ce e marfă la libertatea? Unde e horoscopul? Aici.
E marfă la libertatea e care plat, are titlul ăsta, mă, berbec, da. Limite. Limite. Mi se pare poți foarte... depăși limitele cu care sunt obișnuiți deja ceilalți și să faci un pas mai departe prin bunăvoință și prietenie sau prin orgoliu și egoism. Pe cum? Nu știu. Eu doar citesc, eu nu sunt aici ca să înțeleg ce am zis. Nu interpretez. Eu sunt un politician. Deci nu, pe de-a vreau să sunt pe mama că e berbec și să-i spun mama limite. Limite, îmi pare rău. Taur, ai parte de inspirație. Asta, pe, tu sari ce este cel mai important lucru. Taur, taur gânduri. Asta este. Ai parte de inspirație care te conduce către gânduri mai bune. Ce ziceți de asta? Iar aceasta la rândul lor îți amint... Iar Bobo, ce zodie ești? Gata, mă, citim. Bobo, ce zodie ești? Facem și noi frumos pentru oameni, să știe, să știe și el, dacă tot ne-a ajutat aici, ne-a hostuit oamenii, să știe și el ce... Tomai Pești. Tomai Pești? Da. Ia. Propuneri. Propuneri. Unii dintre apropiați așteaptă un semn de la tine. Mă sun. Ca să se apropie sau să vină chiar cu propuneri deosebit de interesante și utile ambelor părți, Toma. Eu cred că ne mutăm acolo din studio. Nu, eu zic că mai stăm aici. Mai stăm, mai stăm, ok. Toma peste. Te ești tot peste, nu? Spune cea mai proastă scuză când pici un examen, te rog. Ce? Ai picat, Mircea? Cea mai proastă scuză când pici un examen. Tu mai ești la facultate, Mirica? Nu știu. Ce faci, Toma? Trebuie să ajungi acolo să vezi. Da, trebuie să ajung acolo să văd dacă m-au dat ciao. Afară sau nu. Eu presupun că m-au dat afară. Uite, suntem încă în live. Ai vrut să intri așa? De luat. Bă, nu știu care a fost cea mai proastă scuză. Nu. Era o propunere, am zis... Bine, știi tu, cu ale noastre. Stai, să-mi tai microfonul, Sorin. Zi-mă. Și scuzele nu și-au rost. Mi se pare ciudat să folosesc scuze că am fost o ghenă, o lepră. Nu, vreți să facem ceva cu adevărat wow? De mâine avem telefonul în direct. Da, dar nu știu cum să-l băgăm. Îți arăt eu, Îți arăt eu, îl punem în asta și se aude și aici. Dar nu, că îl băgăm în mixer direct. Bă. Se aude și în microfon și în ăla. Dar noi nu s-auzim. Ba da. Trebuie să ne luăm căști. A, da. Vedem, dar o să se audă ca dracu aici. Vedem, o să luăm telefonul în direct să vedem ce se întâmplă. Mâine, că mâine luni. Luni. Deci luni. Telefoane luni. Direct luni. Telefoane în direct. Știi ce putem să facem? Vezi că Facebook a făcut o chestie șmecheră. Că îți recunoaște vocea și după aia taie sunetul dacă ești persoană. Nu, sincer. A făcut o chestie șmecheră, poți să suni într-un live de pe telefon, gen, nu știu cum să zic, nu știu cum se numește. Dai join unui live. Eu am posibilitatea la live să dau anyone can join. Și tu ca prieten de-al meu, așa, o să dai join live și eu îți dau accept și ți apare în colțul ecranului, ți apare ăla, fața lor. Omul, da, omul ce filmează el. Și dacă intră 60, nu te mai vezi, nu alți oameni. Nu, unul, poți să dai unul și iei unul câte unul. Am văzut o chestie, asta a fost, devine utilă pentru, eu am văzut, un prieten de-al meu era live cu cineva și am dat join. Și era un cocalar din ăsta, la pielea goală, tatuat așa, care stătea în casă și ce făcea el? A găsit astea, ce a făcut Facebook-ul pentru interacțiuni și chestii și el dădea telefoane la oameni cum ar veni. Adică el băga prieteni de-ai lui live și vorbea cu ei live pe Facebook. Ce mai faci, mă? Dar vorbi cu ce face, frate? A, da? Da, mă, frate, și vorbea cu ei, intra unul câte unul. A, sunt discuții vorbea, da, exact, exact, vorbea cu câte unul. Am stat eu că a vorbit cu prieteni de-al meu din cartier și pe aia m-a vorbit cu o tipă. Ceva varsa, ceva, știi? Mm. Și el stătea live, în pielea goală, așa, cu niște manele pe fundal și vorbea live pe Facebook, jur, cu prietenii lui. Și erau oameni care intrau, erau mulți? Erau, nu știu, 6, 8. Nu înțeles. Da, prietenii lui. Aia în așteptare. A găsit omul. Da. Bă, mi s-a părut oricum că au găsit, frate, să facă ceva din asta foarte util. Deci, în scurt timp, asta o să fie Facebook. Eu aș vrea să o ținem pe telefon, să sune, alo? Să sune lumea, alo? Da, am putea să vedem dacă sună Toma, de exemplu, situația asta, am putea să-l vedem. Trebuie să ne luăm un telefon din ăsta care să aibă un număr din ăsta de așa. Păi și eu am un telefon cu număr. Perfect, asta facem. Da. Luni. Vezi că trebuie să pleci. Da, trebuie să plec. Asta este. Asta e.
Oameni dar dragi. Faza e că, stai un pic, faza e că dacă noi am intrat live cu un, cu Toma, de exemplu, da? Toma n-are de ce să nu vrea, adică nu cu un om oarecare de aici, da? Cu Toma, cu un prieten al nostru care știm, care e artist. N-ai fi funny să-l vedem? Bă, da. Perfect. Băi, ce ușor am încheiat chestia asta, s-a rezolvat. Și în rest, vedem noi, facem luni o combinație, facem o probă. Șmecher! Da, oameni dragi, hai să mai vedem dacă am mai zis oamenii FaceTime-ul ce are. Mai bine stați pe Omegle. Bă, nu știu, mă, eu sunt bătrân. Eu nu mai știu platforme de genul ăsta. Nu mai înțeleg. Merge și pe FB sau doar pe Insta? Nu știu ce este... Nu știu, Cri, ce să meargă pe Insta. N-am Insta, nu mă pricep. Toma e peștele unor... Wow, shit! Aplicația Monica Gabor face la fel. Stai, mă mișcă. Face la fel, pardon, alu nenea Pink. Frate, vă știți lucruri. Eu nu știu lucruri. Dar faceți voi emisiunea asta. Dar faceți, da, chiar. Voi și cu Monica Gabor. Bă, gicule, cred că numai noi suntem aici. Hai pe YouTube, mocanule. Vezi, pe YouTube, pe Facebook nu se întâmplă asta. Pe YouTube, când facem live între show-uri, sunt numai comentarii de genul, zici că suntem prieteni de viață, știi? Bă, mocanule, vezi că nu mai merge. Ceea ce e... Așa. Pe Facebook nu se întâmplă chestia asta. Că pe Facebook știi cine e. A, că treaba... Da, mersi, am înțeles. Că doar pe Insta funcționează treaba asta cu FaceTime-ul, cu te vorbești cu omul. Deci merge și pe Facebook. Păi stai, că Instagram-ul e al Facebook-ului, deci... Na, normal că o băga și acolo. Nu ne citim și noi zodii? Ah. Hai să mai citim un zodii, dacă da, hai să... Are cineva o preferință? Crede cineva în zodii? Horoscop. În horoscop? Citește și mie așa, că ai idee. Vărsător. Vei fi cu adevărat satisfăcut sunând doar la... 09... Da, are număr cu 09... Vrei o stăpână adevărată care să te umilească? Bă, anunțul ăsta era și... horoscopul tău, Alex? Anunțul ăsta era și când a citit bucălaie prima... Știu, este același, că bagă în fiecare zi, nu știu dacă știi, așa de un contract. Da. Nu am înțeles. Păi, gemeni. Bine, gemeni. Zi la gemeni. Fără boss, vă rog, fără boss. S-a terminat cu boss, s-a dus, a murit. Receptivitate, gemeni. Receptivitate. Receptivitate. Ești receptiv, cum ar veni. Ești foarte receptiv. Ceea ce te avantajează, în special la serviciu, pentru că vezi foarte bine ițele care se țes. Ițele? Da. Sigur nu sunt ațele? Nu, ițele. Ce sunt alea ițe? Același lucru. Alea care se țes. Ațe, dar spus altfel. E... Dezavantajul e că acumulezi stări negative. Da, îmi pare rău. Felix Fundeanu. Ce mai este acolo? Îmi pare rău, frate. Ce mai este acolo? Urăsc emisiunea asta. Bă, ieși afară. Man, nu trebuie să vii aici. Nu cred că urăște, că e aici, e de mult. Nu trebuie să stai, trebuie să... Săgetător și capricor și fecioară. Ei, uite. Fecioară. Bună voință. Adică o voință bună. Ești binevoitor. Și cei din anturaj vor aprecia acest lucru în mod special. Mai ales că fiecare ar... Hai să facem canamuț. Bunăvoință. Ești binevoitor și cei din anturaj vor aprecia acest lucru în mod special. Mai ales că fiecare ar vrea să îți ceară câte ceva sau să-ți atragă atenția în vreun fel. Care era zodia? Ce îți urmează? Deci ai citit Fecioară, nu? A scris Roxana Fecioară, nu cred, dar îmi place să mă amuz. Deci așa horoscopul cum ar veni, dar nu cred. Okay. Mai avem un Capricorn și citește și mie la Vărsător după aia și... Capricorn! Sprijin! Te bucur de sprijinul unui apropiat care vine într-un moment delicat pentru tine, cum ar fi când ești mor de beat. Și ai nevoie de sprijin. Ca să păstrezi acest om alături de tine, va trebui să dai dovadă de respect sincer. Pentru că ție nu-ți iese asta, dar va trebui acum.
Capricorn. Eu n-am fost atent. Citeam pe Vărsător? YouTube. Sunt și pe, stai un pic, sunt și pe YouTube, mă uit aici și pe YouTube. Mirica, stai pe Facebook, suntem deci peste tot. Suntem aici. Vărsător? Mai, fii atent, YouTube. Sunt un vărsător? Stai un pic. YouTube, până să încheiem, că încheiem în 3 minute, spuneți-mi, vă rog, dacă cât v-ați uitat și cum a fost, dacă a fost decalat sunetul sau s-a auzit bine și a fost ok și super. Merge ok și pe Facebook și pe YouTube. Vă mulțumesc din suflet. Vărsători, eu sunt vărsător. Discuții. Ați auzit vărsătorilor? Discuții. Discuțiile cu superiorii nu merg în sensul dorit de tine, dar poate că nici nu te obosești prea mult, având în vedere că ești convins că ai mai mulți ași în mânecă. Deci cu superiori ai o problemă, ai grijă cum. Da, mă, da, păi dacă sunt... Tu crezi că ai mai mulți ași în mânecă, dar n-ai. Sunt super băieți. Sunt super... Eu nu am, deci am ași în mânecă sau n-am? Nu știu dacă ai mânecă. Eu încercam să fac aici, dar... Ce se mai întâmplă acolo? Nu se mai întâmplă nimic. Oh, deci fii atent, cineva... a spus YouTube, două puncte, calmi urtiți. Ce-mi place vorba, calmi urtiți. Calmează stâțele. Da, calmează stâțele. Că deloc decalat, dar din păcate nu se aude Radu Bucălaie. Așa este, că i-am tăiat microfonul. Da. Da, s-a auzit bine. Bă, abia m-am trezit. Balanță. Hai mă, dă-o balanță și gata. Încheiem cu balanța. Mulțumesc, mulțumim. Situații, dar cred că am citit balanța astăzi. Nu ai citit, că ziceam eu că tata e balanță. Tata e super băiat. Balanță, situații. Există ceva care nu îți este pe plac în situațiile pe care încerci să le gestionezi. Unii oameni ți se par prea duri. Prea duri. Prea reci. Prea reci. Deși nu e deloc o noutate. Și nu e deloc o noutate. Toate-s vechi și nouă-s toate, dacă îmi permiți. Și noi sunt toate. Toate-s vechi și nouă-s toate, l-am numărat eu, mă. Mulțumim foarte mult, oameni, că v-ați uitat, că mai sunteți aici, dacă mai sunteți aici. Avem 74 de oameni. Vă mulțumim din suflet. O să găsim, promit, o să găsim un format emisiunii este o formulă și o să plec și să vină Bucălaie pentru oamenii. Nu, nu o să plece. Sorin o să fie aici tot timpul cu noi, pentru că Sorin... Lasă-mă să iau personal eu, asta. Nu, frate, nu, chiar eu te apreciez foarte mult și îți mulțumesc că ești aici și că existi și că mă ajuți cu toate chestiile. Nu, frate, și că tu știi bitrate-ul de la asta și m-ai pus să pun bitrate-ul care trebuie și uite, n-a fost decalat. Așa este, da. Nu contează pentru. Și pentru că m-ai făcut să mă simt prost, că am dat o grămadă bani pe placa aia de captură. Cine m-ar fi făcut pe mine să mă simt atât de prost? Că îmi investesc degeaba. Mirica n-ar putea. N-ar putea, că e băiat bun, mă, el nu e... Stai că-mi tragi microfonul. Oameni dragi, asta a fost tentativa de emisiune de astăzi, 10 ianuarie. A fost așa, mai indie, mai... Și da, o să fie mai bine, bă. Pe măsură ce avansăm sau mai prost, asta depinde. Pe măsură ce ne scad view-uri. Da, da, când o să ajungem la 8 oameni care se uită, o să fim, bă, trebuie să facem ceva. Dar noi o să facem, noi o să fim aici în fiecare luni, marți și miercuri, aproape în fiecare luni, marți și miercuri, bă, 10 ani. 10 ani. Deci 10 ani, dacă 10 ani. În 10 ani nu iese, asta e, asta e, îl sun pe Bobo și mă miroge să mă bage la ProTV ceva, cameraman sau ceva. O să fim noul trafalete de la... Lasă să se cade, că sunt... Au, de aici. Pa! Zi faină, ceau!